Păi, salut, dragi prieteni! Vă spuneam în video trecut că am de gând să mut mielele. Asta am și făcut. O să vă arăt puțin și ce modificări am făcut aici. Ce faceți tu? Cam așa arată locul. Și mai am o surpriză. Am adus un berbec pe care să vi-l prezint imediat. Trebuie să duc apă la miele. Ar termina tapa, mai dau și pe jos, dar nu curățăm dimineața tot. Uitați-vă. Ce faci tu? Să vă arăt imediat și miorul pe care l-am adus. Eu zic că altul mai bun, mai l-aș fi putut să găsesc. Deci am adus ceva de top, zic eu, în cazul în care mi se întoarce vreo oaie. Da? E la prima ora dimineții, e ora 7:30 și bine că s-a mai muiat un pic frigul ăsta, pentru că a fost cam frig în ultima vreme. O să merg să aduc apă la miele și după aia vă arăt și surpriza de acolo dinăuntru. Da, haide să intrăm și la mior. Ia priviți-l. Stai, bă, șmechere. Spuneți-mi cum vi se pare miorul. Nu știu cât de bine se vede pe video aici, da, o să vedeți diferența când ajunge între oi. Pe această cale vreau să-i mulțumesc din suflet lui Ovidiu, lui Vidică, e miorul lui, unul din acei miori pe care eu i-am filmat și urmează să mai fac videouri cu miorul ăsta, pentru că e un monstru de mior. Nu puteam găsi un berbec mai bun, mai mare, mai cum o fi ca să-mi dea cineva, decât la Ovidiu. Miorul e un pic tras pentru că l-am luat dintre oi, l-am luat de la el din turmă. Vă dați seama, a fost între 400, deci clar o mârlit toată toamna. Dar aici, încet, încet, își dă drumul și până când va pleca înapoi la Ovidiu, va fi tank. Am de gând să... Dacă... Asta îl voi ține vreo lună, o lună jumate, cât va fi nevoie, nu-i problema. Hai să nu-l stresez, să-l lase iasă afară, să-l puteți vedea mai bine și să aducem mâncare la oi. Pe el îl bagă în seva noapte să nu se streseze, că îți și mierde și astea pe acolo și să nu fie probleme. Aduc mâncare, bag oile și mai povestim. Vedeți și diferența în condițiile în care oile sunt detalie mijlocie, am și detalie mare. Dar miorul e foarte, foarte mare. Deci o să vedeți în comparație cu ele cât e. Ia uitați.
și acum să-mi doresc să mi se întoarcă oile, nu? Foarte, foarte fain. Hai, le pun mâncare și mai filmăm după. Da, haideți că am pus mâncare la mieluțe. Urmează să merg și la, și la oi, bineînțeles, de apucitor. Cam așa se prezintă rutina mea de dimineață. O să vă arăt și câinile. Așa arată miorul între oile mele. Dacă filmez de aici, alea din spate nu se mai văd. V-am spus, în condițiile în care oile sunt de soi normale, doar ce am de la socaci și cea cu nasul alb e un pic mai mare. Și am una de la socaci, aia ultima de acolo. Aia e mai mare, aia. Restul soi de talie normală. Nu sunt nici mici, nici mari. Dar el e problema, că e prea mare. Lasă mânce liniștite și după o să le mai scot în ogradă, bineînțeles. Nu mă apuc foarte tare că se sperie astea și nu mai mâncă. Ideea e să vedeți miurul. Haideți că le-am adus și în ogradă. Nu. Nu o să fie cine știe ce video de lung. Nu vreau să vă umplu YouTube-ul cu oile mele acum, dar v-am spus că atunci când o să separ mielele și acum că am adus și berbecul, trebuia să vă arăt, pentru că v-am promis că așa voi face. Da, s-a întâmplat destul de repede. Azi e miercuri, chiar luni, după ce am filmat video de duminică. Luni m-am apucat, le-am separat. Luni seara am și adus miorul. Astăzi e miercuri. Filmez de acum de dimineață și după masă o să-l și vedeți. Da. Cam atâta pentru astăzi. Merg că mai am și altele de făcut. Trebuie să-mi văd și de câini și de ce mai am pe acolo pe acasă. Și până data viitoare vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune. Încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu pentru ajutor și pentru încredere, bineînțeles, că
mi-a înmânat acest mior să-l țin câteva luni în cazul în care mi se întorce vreo oaie. Da. Vă salut pe toți și ne revedem și reauzim la un alt video. Sănătate multă și numai bine tuturor!